Dispensarul SF. E titlul unei cărți scoase de un blogger sucevean, Florin Haidamac. Dacă suntem în stare să trimitem oameni pe lună și sonde pe Marte, nu înțeleg ce nu suntem în stare să asigurăm tuturor celor care au nevoie accesul la servicii medicale din alte performanțe. Și nu mă refer la ecografii și 2-3 analize pe care ți le contează statul. De 14 ani e medic la țară, la Șerbăuți, într-un dispensar, cum spune și cartea de altfel, science fiction. La propriu. Nu e ficțiune. Pacienții nu zboară, asistentele nu se încarcă la priză, iar medicamentele sunt din cele obișnuite. Doctorul însă pare de pe altă lume. Puțin bâlbâit, cu ochii când verzi, când albaștri, domnul doctor, cum îl știe toată comuna, scrie și vindecă. Atât la cabinet, cât și pe internet sau pe hârtie, prin eseurile ori cărțile sale. Îmbracă halatul de medic, însă nu înghite sistemul. Eu am pacienți care au 3 milioane jumate de pensie. Și sunt unele luni sau unele situații în care au nevoie de tratament de 5 milioane. De unde? Întrebarea, într-o lună asta, ce îmi cumpăr? Mâncare sau medicamente? În casa lui Nea Gheorghe, luna trecută, familia se pregătea deja de înmormântare. Bătrânul abia mai sufla, iar rudele au aprins lumânările și s-au pus pe bocit. Au chemat doctorul să fie cu sufletul împăcat. Cum e, bunică? Doctorul l-a înviat din mort. Medicamente mai are? Eu știu ce are. Doctor. Știu că i-am dat eu. Da, i-am dat, mi-a fost. Mătușa Elisabeta e tare mulțumită de doctorul ei. E bun, pe toată lumea a avut că vindică domn doctor. Și eu doar una numai cu pastile trăiesc. Florin Haidamac avea 27 de ani în 2001 când a ajuns prima oară la Șerbăuți. A venit pentru un an să-și facă mâna și au trecut 14 ani de atunci. Eu la costum. La cravată, frumos. Domnul doctor. Domnul doctor. Chiar din prima zi la Șerbăuți a cunoscut realitățile medicinei în mediul rural, când, fără mașină, după ce Dacia de atunci a ales să nu pornească în acea dimineață, a trebuit să meargă la rugămintea unui sătean să consulte un bolnav la domiciliu. Și m-am dus cu faiton. Deci, imagine foarte faină, în faiton, da, la cravată, la sacou, da, la pantof, prin noroaie. Are în grijă 2300 de pacienți, majoritatea copii și bătrâni. Tinerii și bărbații în putere fiind plecați în marea lor majoritate la muncă în străinătate. Un om care are o problemă medicală, primul lucru la care, prima ușă pe care o deschide e ușa mea. La 30 de km din spital, la cine se apelează? De 14 ani a văzut și a făcut de toate. Mi-l aduce în pădure, fă-i ceva, na? Sunt lucruri pe care nu le înveți în facultate, sunt lucruri pe care nu ți le spune nimeni. Pe mine în facultate nu m-a învățat nimeni, cum ți spun unui bolnav care e cancer și două lumări. O nouă casă, o nouă consultație. Doi bătrâni de peste 80 de ani, ambii paralizați după atacuri vasculare cerebrale. El de aproape 5 ani, ea în urmă cu un an. Au aceeași soartă cu cea a canarilor închiși în colivia pusă pe un scaun, chiar la intrarea în cameră. Bătrâna nu mai poate vorbi după atacul vascular și plânge disperată. Gata, gata, ne-și laște, gata. Nu trebuie să-i punem geta. Când iese afară din curtea celor doi bătrâni, își aprinde agitat o țigară. Imaginea bătrânei neputincioase, cu ochii în lacrimi, nu te poate lăsa indiferent. Omule, mergea mai, deci mergea, vinea pe jos, cum vezi drumul, vinea până la cabinet pe jos, fără nicio treabă, nu conta, erau minus 25 de grade, bătrâna era la mine la ușa la cabinet. Sunt kilometri întregi pe care doctorul Haidamac trebuie să-i acopere cu mașina personală, evident, prin toate cătunele și ulițele înfundate, pentru a ajunge la bolnavii săi. Ploaie, vânt, ninge, grindină, tot ce vrei tu, trebuie să te duci să rezolvi treburi. Exact ca pe front, ca în linia de. Tu ești primul ostaș care merge la locul fapt. Într-o secundă, mai ales acum la 30 de km de cel mai apropiat spital, într-o secundă, deciziile tale pot face diferența de viață și moarte. Dar nu se plânge și merge mai departe. Mi-e place ceea ce fac, deci nu mă plâng. Stai să vezi cât e greu. E greu, într-adevăr, dar dacă vrei să muncești, muncești. Dacă nu, las pe altul. Dacă vrei să ai o viață liniștită, te făceai și asta plecat. Tic, tac, tic, tac. Timpul se scurgea pentru Rebecca, o fetiță de numai 2 ani din Șerbăuți. Născută cu o malformație la inimă, cu o surioară care a murit la 5 zile de la naștere din aceeași cauză, Rebecca avea nevoie urgentă de 10.000 de euro pentru o intervenție chirurgicală, bani pe care, evident, statul nu îi putea asigura. De la Iași, părinților li s-a spus că fără operație, Rebecca nu mai are mult de trăit. Nu mai am speranțe.
s-au dus totuși unde în altă parte decât la medicul din sat. Florin își amintește perfect ce anume i-a atras atenția când Rebecca a intrat pe ușa cabinetului său. Privire. Privire. N-ai mai văzut așa. Deci privirea aia, când am văzut acolo pe canapea, am venit să uit așa și... trist, înfelător. Și atunci, nu știu, a fost așa ca un declic, așa, ca un... Zic, nu. Trebuie să te implici. Ai simțit atunci că... Că nu. Suntem, fetița aia putea muri. Și zic, eu nu pot sta. Deci nu, adică nu pot, nici ca om, nici ca medic, să am pic cap așa ceva. Nu pot. Pentru o chestie legată de bani. Nu pot. N-am vrut să accept sub nicio formă. Iar doctorul, tatăl unui băiețel în vârstă de 11 ani, a provocat atunci o avalanșă. A scris pe blogul său despre drama Rebeccăi, povestea tristă a fetiței a fost preluată de Monitorul de Suceava, apoi de alte publicații și televiziuni și, în scurt timp, inima bolnăvioară a micuței bătea la unison cu alte sute de inimi. Suceava a dansat pentru Rebecca pe esplanada Casei de Cultură. Oamenii au donat bani, iar... Surpriza mea a fost imensă când eu, în 2 săptămâni și un pic de campanie, am strâns toată suma. Operația a decurs cu succes într-o clinică din București, iar atunci s-a produs o nouă minune, tot în dispensarul SF. A fost primul moment când a zâmbit. Și a fost pat, de? Deci după ce am schimbat, a fost primul moment ăla a fost când am văzut că zâmbesc și s-au schimbat ochii. Într-o țară care produce doar adaos comercial, cum îi place să spună, Florin Haidamac luptă cu una dintre cele mai cumplite boli, nepăsarea. Scriitorul Haidamac s-a sfătuit cu doctorul Haidamac și au pus la cale un troc. Cărțile primului în schimbul donațiilor pentru medicamentele pacienților celui de-al doilea. Proiectul se numește Carte pentru Medicamente. Cumpere o carte pe blogul vindecătorului, iar banii merg într-un fond pentru pacienții dispensarului SF care nu își pot permite tratamentul. Poți rămâi singur pe lume încât 5 minute. Nu-i greu. Deci nu-i greu. Ceea ce-ți cu adevărat greu este să trăiești singur în întunericul vieții tale. Părăsit și abandonat. Doctore, m-am vindecat. Ne-ai vindecat. Acolo, în linia întâi, să știi, nu ești singur. Nu sunt nici mulți, e drept. Dar într-o bună zi, poate în țara asta vom câștiga războiul cu indiferența, cu nepăsarea, cu un sistem bolnav, aparent.